Dezvoltarea intuiției. Ghid practic pentru viața de zi cu zi. De Shakti Gawain. Capitolul 2. Conștientizarea intuiției. Toți avem sentimente intuitive. Tot timpul. Dar mulți le ignorăm, le respingem sau le contrazicem. De obicei, o facem inconștient. Nici măcar nu ne dăm seama că am avut un sentiment intuitiv și îl și renegăm. Îl dăm atât de repede la o parte, încât nu realizăm că o voce interioară, profundă, încearcă să ne atragă atenția. De exemplu, când vi se oferă o ocazie în viață, simțiți poate un imbold intuitiv și vă gândiți pentru o secundă: "Wow, mi-ar plăcea să fac asta." Sau: "Cred că aș fi bun la așa ceva." Imediat însă vă răzgândiți: "Nu pot să fac asta, e o prostie." Sau: "Ce ar spune familia mea?" Sau: "Nu știu nimic despre asta. Aș putea da greș sau aș putea să mă fac de râs." În final, amânați să luați o decizie fără a vă mai gândi la ea. O prietenă mi-a povestit că soțul ei a adus acasă odată un bărbat pe care se gândea să-l angajeze ca partener la firma lui. I s-a părut un om foarte plăcut, dar dintr-un motiv anume a simțit că nu va fi un partener bun pentru soțul ei. Nu-și putea explica exact de ce, așa că și-a ignorat sentimentele. Nu i-a spus nimic soțului ei, iar persoana respectivă a fost angajată. După câteva zile, soțul i-a mărturisit că aveau probleme cu noul asociat și că firma va trebui să-l concedieze și să înceapă din nou recrutarea unui alt partener. Deși prietena mea și-a ignorat inițial simțul intuitiv, acesta a fost validat câteva zile mai târziu. Am întâlnit nenumărate cazuri de acest gen în viața mea și în viața celor din jurul meu. Probabil că și vouă vi s-a întâmplat același lucru. Primul pas în dezvoltarea capacităților intuitive este îndreptarea atenției spre ce se întâmplă în sufletul vostru, pentru a deveni conștienți de aceste dialoguri interioare și a le putea intercepta atunci când au loc sau la scurt timp după. Devenind mai conștienți de procesul interior, veți putea sesiza apariția sentimentelor intuitive și le veți putea aborda cu luciditate. Cei mai mulți oameni descoperă că pot deveni mai conștienți de simțul lor intuitiv cu puțină practică și fără să consume prea mult timp. Următorul pas este de a învăța cum să-l interpretați și să acționați pe baza lui într-un mod practic. Informațiile și exercițiile prezentate în această carte vă vor ajuta să vă dezvoltați toate aptitudinile respective. Nu uitați, a vă recunoaște și a vă urma intuiția este un proces natural. V-ați născut cu această abilitate și ați avut-o de mic copil. Indiferent cât de mult ați uitat-o sau ați pierdut contactul cu ea, cu puțină practică o puteți recăpăta. Iată câteva exemple în care oamenii trăiesc sentimente intuitive. O prietenă mi-a mărturisit că ori de câte ori sună telefonul, în 9 cazuri din 10 știe cine o sună înainte de a răspunde. Când a observat prima dată acest fenomen, i s-a părut ușor ciudat. Acum o amuză și l-a transformat chiar într-un fel de test. Ați simțit vreodată că știți cine vă sună înainte de a răspunde? Sau de câte ori v-ați gândit la cineva pentru ca să vă treziți apoi că sună telefonul și este exact persoana care v-a venit în minte? Mi s-a întâmplat de multe ori să mă gândesc la un anumit cântec pe care nu l-am ascultat de luni sau ani întregi pentru ca să-l aud apoi la scurt timp la radio. Editoarea mea simte, după cum singură mărturisește, că urmează să primească o scrisoare importantă cu câteva zile înainte de a primi plicul. Ați simțit vreodată că ceva important urma să se întâmple, dar că nu vă puteați da seama exact ce anume? Mulți oameni se racordează la intuiția lor în timp ce fac sport, lucrează sau sunt la școală. Ați avut vreodată sentimentul că știați că urma să fiți chemați la tablă și profesoara chiar v-a chemat? Sau că știați că o să dați lovitura și așa a fost?
Majoritatea oamenilor de succes își urmează instinctele când fac afaceri sau când decid cât și în ce investesc. Cercetătorii științifici își bazează deseori experimentele pe intuiție. Einstein este un exemplu minunat al omului de știință aflat în permanent contact cu intuiția sa. Celebra poveste a lui Edison, care a visat becul cu filament, demonstrează exemplar că intuiția se împlătește cu știința și că îndemnul intuitiv își poate face apariția în visele noastre. Dar marea majoritate a sentimentelor noastre intuitive sunt atât de banale și prozaice încât nici nu le considerăm intuiție. Să presupunem, de exemplu, că vă aflați la o reuniune plăcută și realizați că, aparent, fără niciun motiv, simțiți nevoia să plecați. Dar o altă voce interioară vă împiedică. E o prostie, nu poți pleca. Ce va crede lumea? Așa că vă complaceți într-o situație în care, de fapt, nu vreți să vă aflați. Dacă ați avea încredere în simțul vostru intuitiv și v-ați ghida după el, ați descoperi că vă doreați de fapt o clipă de singurătate. Sau ceva neașteptat și special se putea întâmpla în drum spre casă. Sau ați fi ajuns acasă exact la timp ca să răspundeți la un telefon important. Când ne urmăm intuiția, de cele mai multe ori nu știm exact ce facem sau de ce facem ceea ce facem, dar rezultatele sunt uneori surprinzătoare și interesante. Exercițiu de conștientizare. Dacă simțiți că aveți imbolduri intuitive pe care obișnuiți să le ignorați sau să le respingeți, încercați acest exercițiu în fiecare seară timp de o săptămână. Stați jos sau întindeți-vă într-o poziție confortabilă, unde nu veți fi deranjați. O baie caldă ar fi locul ideal, dar orice loc liniștit este bun. Inspirați de câteva ori adânc și încet și lăsați-vă mintea și corpul să se relaxeze. Acum amintiți-vă de momentul trezirii din această dimineață. Cum vă simțeați? La ce vă gândeați? Ce ați făcut după ce v-ați sculat? Acum treceți în revistă întreaga zi și amintiți-vă un lucru semnificativ care s-a întâmplat și felul cum v-ați simțit. Încercați să nu retrăiți acum acel eveniment, ci doar să priviți retrospectiv, ca și cum v-ați uita la un film. În acest timp, încercați să depistați dacă a existat vreun moment când ați fi putut avea un presentiment legat de ceva, un impuls de a face ceva diferit decât de obicei, o bănuială, un sentiment de bine sau de rău legat de ceva anume. Sentimentul că știți ceva, dar fără să știți de ce. Sentimentul că vă entuziasmează o posibilă acțiune sau invers. Un sentiment de apatie sau pasivitate față de o posibilă acțiune. Dacă vă vine în minte un moment al zilei în care ați fi putut avea un astfel de sentiment, încercați să vă amintiți cum v-ați descurcat. Ați acordat atenție sentimentului și l-ați explorat? Sau l-ați neglijat și l-ați amânat? Cum v-ați simțit după aceea? În general, când dăm curs unui sentiment intuitiv autentic, lucrurile par să se termine cu bine, deși uneori, într-un fel neașteptat și surprinzător, ne simțim energizați și însuflețiți și avem senzația că urmăm cursul vieții. Când nu ne lăsăm ghidați de intuiție, ne simțim oarecum văduviți, deprimați sau amorțiți, avem uneori impresia că suntem blocați, că trebuie să forțăm lucrurile sau că suntem lăsați în afara cursului vieții. În astfel de momente vă va fi poate greu să faceți distinție între sentimentele voastre intuitive și alte voci sau sentimente interioare. În capitolele următoare vom învăța să distingem intuiția de alte sentimente.
Pentru moment, faceți tot posibilul să observați dacă ați avut un sentiment intuitiv și dacă da, cum ați procedat. În cazul în care nu sunteți siguri că ați avut vreodată sentimente intuitive, nu vă faceți griji. Ascultați în continuare, practicați exercițiile și, foarte probabil, totul se va limpezi. După ce ați trecut în revistă ziua respectivă, observând cum ați procedat în cazul unor sentimente intuitive, e timpul să vă opriți și să vă relaxați. Rețineți, acesta este un exercițiu de conștientizare. Scopul lui este de a vă ajuta să deveniți mai conștienți de relația cu intuiția voastră, astfel încât să puteți învăța cum să dezvoltați relația respectivă. Nu vă judecați sau nu vă criticați dacă realizați că nu aveți obiceiul de a vă lua în considerare sentimentele intuitive. De fapt, ar fi un moment excelent ca să vă apreciați pentru dorința și dispoziția de a învăța și de a evolua. Dacă țineți un jurnal, veți dori poate să vă notați ceea ce învățați sau ce simțiți în fiecare seară când practicați acest exercițiu. Unii dintre voi vor găsi poate atât de util exercițiul propus aici pentru a-și revizui întreaga zi și de a învăța din ea, încât vor dori să-l continue ca o practică regulată de conștientizare.